fi splendid acolo. Ceva ce la ochii omului n-au văzut și la urechea omului nu a ajuns încă. Așa frumusețe și așa binecuvântare va fi acolo. Și am văzut că toți dintre dumneavoastră ar dori să ajungă acolo. Dar în psalmul acesta, în continuare, mai sunt câteva situații în care oamenii nu vor intra în corpul lui Dumnezeu, cei ce practică aceste lucruri. Și versetul 4, partea a doua, spune așa. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Ceea ce înseamnă că dacă își ia vorba înapoi, atunci nu împlinește voia lui Dumnezeu și nu va intra acolo în corpul lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, să ne ferim de practica aceasta, de a nu ne respecta promisiunile făcute lui Dumnezeu și chiar semenilor noștri. De a nu le respecta, ci să ni le respectăm chiar dacă ne-am dat seama la un moment dat că am făcut în paguba noastră. Pentru că numai respectându-ne vom putea intra în corpul lui Dumnezeu, cum spune David, omul lui Dumnezeu, în Psalmul 15. Apoi, tot aici scrie că nu vor intra în cortul lui Dumnezeu aceia care își dau banii cu dobândă. Lucru care mi se pare interesant, cel puțin, dacă nu curios. Dar așa spune Scriptura. El nu își dă banii cu dobândă. Ceea ce înseamnă că dacă și dă, înseamnă că nu va intra acolo în cortul lui Dumnezeu. Apoi, mai departe scrie, el nu ia mită împotriva celui nevinovat. Ceea ce înseamnă că dacă ia mită, nu va putea să intre în corpul lui Dumnezeu. Și dacă veți deschide radio și televizorul și presa și toate, o să vedeți că mita aceasta este un fenomen la noi și probabil și la alții. Toți iau mită. De la cel mai înalt și până la cel mai de jos. Fiecare. Ceea ce înseamnă, din cuvântul lui Dumnezeu, că aceștia oameni nu vor putea să intre în corpul lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn și pe dumneavoastră și pe mine în această dimineață și în continuare, în rugăciunile noastre, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dezbrace de aceste vicii, de aceste păcate care ne despărțesc de Împărăția lui Dumnezeu, care nu ne vor da dreptul să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Și în concluzie, vreau să repet ceea ce am spus la început, ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 20. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cum le zice el câteodată, fățarnici, farisei fățarnici, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu de starea aceasta. Ci să fim dintre aceia care împlinim cuvântul lui Dumnezeu și să putem intra acolo în corpul lui Dumnezeu. De aceea, pentru toate acestea, să ne rugăm în încheierea orei de rugăciune, ne ridicăm în picioare, frați și surori și, în final, tinerii, să se roage Domnului, toți cei care doresc.